Acasă e ca în paradis, poți să faci absolut ce vrei, însă când ieși afară există anumite reguli, trebuie să ai o prestanță. O să fiu foarte direct cu tine și o să spun că faci anumite gesturi care îți strică imaginea complet. Astăzi vreau să vorbim despre 7 gesturi absolut scârboase care determină pe cei din jurul tău să fugă și să nu-și mai dorească să vorbească cu tine în veci. Suntem oameni, cu toții greșim, cu toții le-am făcut, însă e timpul să devină doar o excepție și nu un tic. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul gest care strică imaginea este scobitul în nas. Nu vreau ca videoclipul ăsta să devină puțin cam prea scârbos, însă ce vrei să faci cu domnul Muc atunci când îl scoți? Îl lipești pe haine? Pe scaune? Pe mașină? Am să-ți ofer o alternativă mult mai bună, deci fii atent. Când pleci de acasă, ai grijă să ai mereu un pachet de șervețele la tine, în buzunarul de la spate. Iar când simți o presiune arzătoare să-l scoți pe domnul Muc din văgăuna sa, du-te la baie și rezolvă-ți treaba cu șervețelul pe deget. Șervețelele îți vor fi de mare folos și în cazul în care îți curge nasul, deci trebuie să le ai neapărat la tine. Al doilea gest pe care îl faci, care strică complet imaginea, este să îți rozi unghiile. Nu știu dacă l-ați văzut pe Mirel Rădoi la meciul României cu Austria, îmbrăcat frumos la costum, așa cum îi stă bine selecționerului României. Însă un lucru puțin mai amuzant pe care l-au observat chiar și comentatorii este că la fazele importante își rodea unghiile. Probabil că are un tic, dar uite cum un gest aparent nesemnificativ îți poate strica imaginea complet, altfel el arăta țiplă. Pe lângă asta, sub unghii, mai ales dacă sunt neîngrijite și netăiate, se află o grămadă de bacterii. Mai sunt câțiva care rod creioane, caiete, gume de șters. Însă dacă ai acest tic, îți recomand să înlocuiești guma de șters cu o gumă de mestecat. Pe lângă faptul că îți oferă o respirație plăcută, guma de mestecat îți poate lua gândul de la amesteca unghiile. Și asta cu o singură condiție care ne duce la al treilea gest care îți strică imaginea: să nu ciofăi. Acest gest este în special disprețuit când ești la masă, pentru că îi deranjează pe ceilalți. Sunt de acord că e cam greu să fii complet silențios, însă încearcă să mesteci cu gura închisă. Poți face asta doar dacă ești atent la cum mănânci. Data viitoare când ești la masă cu cineva, încearcă să te controlezi. Să-ți dai seama atunci când se aude sunetul ciofăitului și să exersezi până când nu se mai întâmplă. Al patrulea gest care strică complet imaginea este să duci mâna între picioare și să-ți aranjezi artileria, ca să-l parafrazez pe Dani Mocanu. Știu că mulți băieți au această problemă și am două soluții pentru tine. 1. Să îți iei boxer mai mari și 2. Să-ți cumperi pudră pentru transpirație. Mai ales vara, când e căldură, în acea zonă devine destul de transpirat și asta duce la mâncărimi. Cumpărându-ți niște boxeri mai mari decât cei pe care îi porți, acum vor oferi mai mult spațiu, deci mai puțină transpirație. Iar pudra de talc se poate găsi în supermarketuri și ajută la absorpția transpirației. Al cincelea gest care strică imaginea este atunci când scuipi pe stradă. M-am uitat mai de mult la un video al Danei Budeanu și pot să mă judeci, dar mi se pare că sunt destul de amuzante acele videoclipuri, deși nu sunt în total de acord cu ce spune ea acolo. Și povestea despre cum fotbaliștii sunt niște porci atunci când scuipă pe teren. E bine, nu sunt în total de acord nici cu asta. Atunci când joci fotbal, e normal să ți se mai usuce gura și prin intermediul salivei încerci să o mai umezești puțin. Știu că iar e puțin scârbos, dar după ce ai adunat acel bol de salivă, nu prea îți vine să înghiți. E bine, pe stradă e cu totul altă poveste. Nu ți se usucă gura așa de des. Poți să te duci oricând la magazin să-ți cumperi o apă. De aceea eu cred că nu ai nicio scuză dacă faci acest gest pe stradă. La fotbal cu băieții, cui pasă? Dar pe stradă, Al șaselea gest foarte urât pe care îl faci este să îți introduci degetele în urechi. Am făcut un video mai de mult în care spuneam că bețișoarele de urechi sunt exclusiv pentru pavilionul urechii, nu trebuie băgate înăuntru. Dacă nu mă crezi, poți să citești pe cutie. Și atunci poate te întreb cum să îmi curăț șara din urechi. Ei bine, cum procedez eu este după duș. Atunci când e urechea puțin umedă, la fel iau un șervețel și îl înfășor în jurul degetului și ușor, nu foarte adânc, îl introduc în canalul auditiv. Aceasta este o metodă mult mai sănătoasă pentru urechea ta decât bețișoarele, pentru că dacă le folosești ar putea să îți afecteze auzul. Și în final, al șaptelea gest care îți strică imaginea este râgâitul. Partea cea mai nasoală este că până și fetele râgâie. Și o fac cu fală. E bine, nimic nu este impresionant în a râgâi și la fel ca ceva care iese pe partea din dos, poți să o faci mai silențios. Aceasta a fost lista mea cu cele 7 gesturi care strică complet imaginea. Vreau să-mi spui în secțiunea de comentarii ce alte gesturi complet deplasate te deranjează. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca
să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare nu uita, pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!